Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm prinderea, ținerea și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, basket. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală. Are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa a 5-a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice basketului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea într-un timp, driblingul, aruncarea la coș cu una, respectiv două mâini, pivotarea, poziția fundamentală în apărare, deplasările cu pași adăugați, lucrul de brațe și jocul de picioare, demarcajul, marcajul, depășirea, apărarea om la om în apropierea coșului propriu, așezarea în atac în podcoavă, acțiunea tactică dă și du-te, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc fault, pași, dublu dribling și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, ball, minge, minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecărei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului no charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coș. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul.
Are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o minge de basket are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Ținerea mingii. Se realizează cu ambele palme, cu degetele răsfirate, asigurându-se o posesie stabilă. Greșeli frecvente, ținerea mingii numai cu vârful degetelor, lipsa de protecție față de adversar, orientarea palmelor în căuș. Prinderea mingii. Se face cu brațele întinse, palmele fiind orientate oblic în sus. După ce degetele au luat contact cu mingea, aceasta se ține cu palmele, trăgându-se la piept, fiind protejată de trunchi. Avem un exercițiu individual, fiecare lucrează cu mingea și o aruncă spre înainte, o prinde și o protejează cu trunchiul. Vedere din față și apoi din lateral. Greșeli frecvente. Nu se întâmpină mingea cu brațele întinse. Contactul cu mingea nu se ia cu degetele, ci cu palmele. După contactul cu mingea, nu se asigură amortizarea vitezei mingii prin îndoirea brațelor la nivelul articulației cotului. Lipsa de atenție la pasa partenerului. Pasarea mingii se poate realiza cu două mâini de la piept, cu două mâini de deasupra capului, cu pământul sau cu o mână de deasupra umărului. Pasarea mingii cu două mâini de la piept se face printr-o întindere completă a brațelor, palmele terminând acțiunea cu o mișcare de cădere a palmelor spre înainte jos. Pasarea mingii. Un prim exercițiu pasa la perete, în funcție de distanță se alege traiectoria și forța de impulsie. După ce am executat pase la perete, urmează pase în doi, la o distanță variabilă. Greșeli frecvente. Transmiterea mingii cu prea mare viteză, nu se coordonează transmiterea mingii cu deplasările partenerilor, nu se alege procedeul optim de pasare în funcție de situația de joc, nu se alege traiectoria optimă în funcție de distanța de pasare. Ținerea, prinderea și pasarea mingii. Indicații metodice. Exercițiile se vor desfășura cu cel mult 4 elevi la o minge, efectuându-se astfel un număr mare de repetări. Viteza de pasare va crește treptat și se va combina cu exerciții de atenție. După însușirea corectă, pasele se vor efectua la distanțe diferite. La executarea paselor din deplasare, se va insista ca elevii să nu comită greșeala regulamentară, pași. Structuri de exerciții. Manevrarea, mânuirea mingii în diferite poziții. Pasarea mingii în perete cu intensități diferite și prinderea ei. Aruncarea mingii în sus și prinderea acesteia. Aruncarea mingii în diferite planuri, la distanțe variabile, alergare și prinderea ei. Pasarea mingii pe loc. În perechi și în zigzag, formație de lucru, două linii față în față și sub formă de suveică. Pase în doi din deplasare cu variații de ritm. Pase în trei din deplasare cu schimb de locuri. Prinderea, ținerea și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare. Iată o structură specifică basketului, prindere, pasare, deplasare, din nou prindere. Se observă pasa, iată și din alt unghi. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, îndrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.